Împreună am discutat cu colegul meu Luigi Marinelli de la Universitatea Sapienza din Roma, care a tradus în același timp secolul meu, și la întrebarea ce simți sau cum, în ce etapă te afli cu traducerea, mi-a răspuns: am petrecut, era înainte de sărbători, am petrecut 3 luni alături de Vat în închisori, în penitenciar. Vat, textul acesta este un text destul de greu, un text apăsător, trist, sumbru, care, așa cum s-a spus aici, ilustrează deformarea destinului uman. Arată cum istoria face din individ o victimă în mai multe etape. Vat devine victima propriei opțiuni din tinerețe, pentru că el alege marxismul și ar fi trebuit, potrivit avantgardei despre care vorbește aici domnul Wittgenstein, să fie un om liber și să aleagă liber o orientare de gândire. Apoi este nevoit să se îndepărteze de marxism, pentru că ajunge, este încarcerat. În regimul acesta al închisorilor apare o nouă ipostază a lui Vat, și anume a lui Vat, care încearcă, fiind un intelectual redutabil, să înțeleagă nu numai esența răului, dar să înțeleagă de fapt esența sistemului, ce înseamnă acest sistem și ce urmărește el de fapt în discuțiile pe care le poartă cu intelectualii din închisorile, mai ales de la Lubianca. Se întâmplă un lucru extraordinar care merită să fie subliniat, și anume s-ar fi crezut că în închisoarea de la Lubianca este un exemplu al răului dus la paroxism. Ei nu, acolo intelectualii stau, cel puțin Vat stă într-o cameră cu 3 persoane, cu 3 intelectuali, și li se oferă, imaginați-vă, cărți. În fiecare zi puteau să aleagă cel puțin 3 sau 4 cărți și de filozofie, și nu neapărat de filozofie marxistă. E o întrebare tulburătoare, de fapt, de ce anume, și Vat încearcă să înțeleagă care este rostul lecturii. Și, paradoxal, unul dintre membrii celulei, un intelectual foarte important, în urma lecturilor respective, ajunge la un nivel înalt schizofrenic. Pentru că schimbul de idei, lectura cărților, într-un sistem închis, îți permite zborul ideilor, dar de fapt omul care gândește trebuie să se afle într-un spațiu deschis, el trebuie să comunice, apropo de cafenea, apropo de conversație, de nevoia conversațiilor. Dacă omul închis, încarcerat, nu are posibilitatea schimbului de idei, el nu înțelege sensul cărților, nu înțelege sensul ideilor. Dar de fapt eu vreau să spun un lucru și cu asta închei. Ce a însemnat această carte pentru Vat, după părerea mea, și această posibilitate pe care îi oferă Cesu Amios și Strube, care l-a invitat la Berkeley? Vat nu putea să scrie cartea, pentru că el era măcinat de o boală incurabilă, probabil de migrene, extrem de dure, care făceau imposibil scrisul. Găsește în Cesu Amios un interlocutor admirabil. Și admirabil de ce? Nu numai pentru că Mioș știa să asculte, ci pentru că Vat avea conștiința că Mioș înțelege ceea ce îi se spune. E foarte important când discuți cu cineva să ai sentimentul că acel cineva te înțelege, că ești pe aceeași lungime de undă. Orice se întâmplă, aceste povestiri ale lui Vat, povestiri detaliate, vii, dinamice, extraordinare, îi permit lui o sinteză, o recapitulare, o rememorare a unor evenimente de acum 20 de ani. Atenție! Acest dialog a fost înregistrat pe bandă după 20 de ani, când Vat a ieșit din închisoare, deci s-a așternut o perioadă îndelungată, dar dialogul cu Mioș îi permite rememorarea, o rememorare care pentru Vat înseamnă, și pentru noi înseamnă, o funcție terapeutică, funcția catarzisului, pentru că prin rememorare și repovestire Vat se purifică. El înțelege și mai bine care era esența nu numai a răului și a acestui sistem. Prin această rememorare Vat ne convinge pe noi și ne îndeamnă să ne gândim în ce a constat sistemul totalitar și dacă noi nu ar trebui să ne gândim în continuare asupra esenței răului, asupra lumii totalitare și a sistemului încarcerării.
copii. Acest atentat asupra individului care devine victima unui sistem necontrolabil la un moment dat. Și aici mă refer la societatea civilă. În orice caz, și cu aceasta închei, este un eveniment, după părerea mea, VAT, este o capodoperă, este un text scris de un intelectual complet, poliglot, care cunoștea foarte multă literatură și filozofie, care era foarte bine orientat în Europa și nu numai, iar textul acesta, chiar dacă el a fost înregistrat pe bandă de magnetofon, datorită soției lui Vat, pe care trebuie să o evocăm aici, Ola Vat, el a căpătat și redactorilor care s-au angajat în elaborarea textului, a căpătat o formă excepțională. Și aș vrea să vă mărturisesc că la un moment Vat a vrut să folosească banda de magnetofon ca bază pentru a-și rescrie textul și a reușit să scrie, să redacteze personal 3 capitole care reprezintă, din punct de vedere stilistic, o altă ipostază a gândirii lui Vat, una mult mai organizată și mai unitară. Însă, după părerea mea, savoarea acestui text nu o reprezintă acele secvențe redactate de Vat, ci cele povestite, pentru că în povestire este mai multă autenticitate. Și prin povestire, Vat s-a salvat nu numai pe sine, a salvat o perioadă care nu întâmplător se numește secolul meu. Și aș vrea să mă folosesc de acest prilej și să mulțumesc editurii Humanitas pentru inițiativa, de fapt domnului Dispăneanu pentru inițiativa și pentru seria Zeitgeist, în care apar texte fundamentale, să-i mulțumesc colegei mele Antoaneta Olteanu pentru traducerea secvențelor din limba rusă, pentru că sunt foarte multe replici în rusă, Vat știa foarte bine rusa și folosește aceste expresii pentru a conferi autenticitate textului și într-adevăr este un text autentic. Și nu în ultimul rând, doamnei Mona Antohi, care a lucrat cot la cot cu mine și care are un merit extraordinar în valoarea stilistică a acestei cărți. Trebuie să vă spun că, dincolo de efortul traducătorului, redactorul are un rol esențial. Vă mulțumesc foarte mult!